La începutul lunii mai, corpul de control din Ministerul Sănătății a venit la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj să verifice activitatea din ultimii ani. După 2 luni de așteptare, raportul de control a sosit la Târgu Jiu. Pe lângă unele deficiențe organizatorice, echipele de verificare s-au sesizat și cu privire la lipsa celor aproximativ 20 de tone de motorină. Sunt nominalizate mai multe în regulă, multe sunt de organizare, ordine interioară, respectiv regulamentul intern, regulament de organizare și funcționare, că trebuiau inserate și alte, nu sunt extrem de importante. Cea mai importantă este lipsa de combustibil, care s-a constatat-o pe total parc, aproximativ 20 de tone. Lipsa combustibilului a fost înregistrată pe 7 ambulanțe, iar prejudiciul creat se ridică la peste 1 miliard de lei vechi. Acum Marian Niculescu încearcă să depisteze persoanele vinovate și să ia măsuri, printre care și recuperarea banilor. Prin compartimentul tehnic am luat măsuri în vederea recuperării întregului prejudiciu, să se nominalizeze pe fiecare persoană ce și cât, având în vedere că pe aceste ambulanțe n-au lucrat un singur echipaj, ci mai multe. Veți lua banii de la șoferi? Sau cum? Evident, de la persoanele vinovate. Eu nu am spus că sunt poate numai șoferi, nu știu. După ce se va face constatarea de la tehnic, cine se face vinovat de lipsă, se va recupera banii de la ei. În vizorul actualului manager sunt în principal șoferii, însă alături de ei sunt și cei care verificau foile de parcurs și consumul de combustibil.